O elevă olimpică internațională la chimie a ajuns studentă la una dintre cele mai prestigioase universități din lume, MIT. Ana Florescu Ciobotaru a obținut medalii la toate olimpiadele internaționale la care a participat și a reușit apoi, cu talent și ore întregi la masa de lucru, să fie admisă cu bursă la Universitatea Americană numărul 1 în lume la multe categorii academice. Din cauza pandemiei, Ana nu a mers peste ocean încă. Cursurile acum le face online, alături de colegi din toată lumea, tineri la fel de talentați ca ea. Cum e să ajungi într-unul dintre cele mai râvnite sisteme universitare din lume și cum e școala online la acest nivel, ne spune chiar acum Ana, eroul zilei, astăzi la Antena 3. Bună dimineața, Ana, felicitări pentru ce ai obținut. Cum sunt cursurile acum la tine? Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Este ritmul destul de alert, se învață foarte mult. Sunt zile în care îmi dau seama că fără 10 ore de muncă pe zi, împreună cu cursuri și teme și citit, nu voi reuși să mențin ritmul. Sunt zile când am avut un ritm mai lejer. Asta depinde de câte examene am și cam în ce perioada sesiunii, să zic așa, sunt. 10 ore de muncă pe zi, wow, este foarte mult. Știu că tu ești la bunici la Dăbuleni acum, faci orele de acasă, însă știu că ai și colegi din toată lumea și nu se prea potrivesc orele, adică diferă fusul orar. Cum faceți? Păi eu am reușit să fac programul în așa fel încât să învăț ceea ce depinde de mine dimineața, când sunt odihnită. Și cursurile le încep undeva pe la ora 4, în mod normal, și le termin pe la ora 11-12 noaptea. Și astfel reușesc să combin, da, să combin fusul orar american cu cel românesc. Tu ai obținut, câtă vreme erai elevă, rezultate minunate la nivel internațional la chimie. Știu că la un moment dat ai făcut un efort și ai făcut o petiție să schimbi niște lucruri, astfel încât lotul nostru să poată participa la două olimpiade internaționale importante care se suprapuneau. Da, într-adevăr, în anul 2019 urma să se suprapună selecția națională cu Olimpiada Internațională Mendeleev, organizată la San Petersburg. Și datorită efortului elevilor din toată țara, am reușit să ne întâlnim în toamnă, să semnăm și să scriem petiția. Ulterior am depus-o la minister, Ministerul Educației, și într-adevăr am reușit s-a reușit să se modifice data participării la selecția națională, s-a selectat olimpiada pentru olimpiade și ați venit cu medalii. Și am venit cu medalii, da, România a obținut locul 2 în rating după Rusia și am avut 3 medalii de aur și unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participării României la Mendeleev. Cât de tari suntem la chimie, Ana? Pentru că știu că rușii se cam tem de noi. Da, într-adevăr. Și eu, cunoscând și limba rusă, am reușit să am un dialog în limba rusă cu, să zic așa, participanții din Rusia. Și, într-adevăr, am obținut un feedback destul de bun. Și știu că și rușii, ca să zic așa, ne respectă pe noi și în special olimpicii la chimie, care au un nivel foarte bun și o pregătire foarte solidă în România. Ce se întâmplă acum la MIT? Ce decizii urmează să se ia? Știu că la un moment dat vei putea pleca acolo, tu ai și bursă și abia aștept și îți doresc să mergi, să particip fizic la cursuri. Experiența este cu totul fabuloasă. Când se va putea? Când se va putea? Ai informații? Informația sigură pe care o am acum este că MIT-ul încearcă să aducă în al doilea semestru studenții de anul întâi și eu bănuiesc că într-adevăr se va lua această decizie pentru că este important ca studenții de anul întâi să aibă o experiență în campus. Așa că sperăm pentru începutul lui februarie. Țin pumnii, așadar, anul întâi la MIT, direct în Statele Unite. Ne bucurăm foarte mult că te-am cunoscut, să ai mult succes și să-ți îmbunătățești performanțele. Nu știu dacă e posibil asta, știi, e superlativ, pentru că tu deja ești foarte sus. În orice caz, să ai o experiență minunată și să revii în țară. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Previziunile se încheie aici. Colega mea, Maria Coman, vă așteaptă în doar câteva momente cu toate informațiile importante și cu informații noi din declarația premierului Ludovic Orban, care a comunicat noi măsuri financiare pentru sprijinirea companiilor de la noi din țară. Eu sunt Ana Iorga, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la ora 11.